Ok, ok. Vă mulțumesc. Bună seara, oameni buni. Știu că tocmai au trecut, dar trebuie să vă reamintesc cele 4 sărbători mari ale dragostei, ca să nu uitați, bărbați. 14 februarie, Valentine's Day. 24, Dragobete. Ea noastră. Are și un nume de ăsta românesc. Vezi, noi inventiv. Dragobete. Sex la băutură, Dragobete. Da? După aia, 1 martie, da? 8 martie. Să le țineți minte. Eu știu cum îmi dau seama că a venit primăvara. După vestitorii primăverii. Nu mai sunt ghioceii. Sunt bărbații care largă ca niște bondari după tot felul de dase, animăluțe, chestii, de pus în piept, de pus în dalea, floricele. Că dacă uiți, ai pus-o. De fapt, nu pui, asta e ideea. Dar cel mai nasol e să ajungi acasă într-o zi în care știi că e ceva. De unde știi, sunt niște petale pierdute pe acolo, știi? Și te uiți în calendar, 14 februarie, te duci la benzinărie, ai cea mai umilă coadă la care poți să stai. Nu ești singur, mai sunt doi bărbați, uite așa, umiliți acolo. Doar trebuie să întinzi mâna, atâta. Că știi ce o să-ți dea. Dacă mai au, ați primit vreodată inimioara aia cu te iubesc, aia penibilă? Aia e luată de la ultima benzinărie. Cu aia și cu un pachet de bomboane nu capeți nimic. Nimic niciodată. Și într-un fel e și vina voastră, fetelor, pentru că voi ne spuneți, i-am ceva simbolic. Bă, spuneți-ne, mă, ce vă doriți, ca să știu ce vă iau. Da? Bă, ceva simbolic, ceva... Mă cunoști de prea multă vreme, eu cred că știi ce aș vrea. Și de fapt ți-am zis de nenumărate ori dacă ai fost atent. Bă, eu n-am fost atent nici când e 14 februarie, înțelegi? Adică, uite, zim de exemplu ceva, nu simt, zim de exemplu să dau mai tare centrala în ca să fie mai cald. Bă, eu nu știu cum rezistați, fetelor, cu voi vorbesc. Cum poate să fie, mă, atât de cald în casă? Eu știu că e cald în momentul în care nu se deschide ușa de la intrare de valul de căldură care iese din casă. Efectiv, n-ai cum să intri. Dacă ajung așa îmbrăcat la ea să o întreb de ce e atât de cald, leșin. Deci trebuie să ajung în chiloți. Înțelegeți? Și aia e toată așa. Băi, zic, bă, ce-i cu căldura asta? Așa, bă, ce? Am mâinile reci! Bă, și pun mâna pe mâinile ei, ce cred? Bă, reci. Nu mai zic la picioare. La picioare are un fel de, cred, când calc așa, zici că ies de-alea ca la mojito. Știți fulgia de gheață? De fapt, noi asta cred că rolul bărbatului în pat nu e ăla pe care îl credeți voi. Rolul nostru în pat este atunci când vă băgați voi fetele lângă noi și faceți treaba aia. Îmi lipesc și eu un pic piciorul de tine ca să mă încălzesc, dar vezi că sunt reci. Bă, bine că ne anunță. Dar nu că sunt reci. Lasă, ideea e unde le lipește. Că nu le pune în zone sensibile. Aici. Că aici e cel mai cald. Eu nu pot să vă arăt acum că suntem la televizor, dar am o poșcă de gheață care nu se topește niciodată, indiferent cum e. Și ea, sărăcuța, îți pregătește tot felul de chestii, cum ar fi să facem o baie romantică. Nu zice, e surpriză. O baie romantică în doi. Te duce în baie, vezi acolo o spumă, niște petale. Bă, tu nu prea știi ce e aia, că noi facem duș ca băieți. Da? Dușul ăla, 3 minute, o apă călduță, dai repede, gata. Tu te speli în principiu. Problema e că ne ștergem cu același prosop. Luni de zile. Deci dacă nu le-a schimbat voi de acolo, bine, în mintea noastră ce e, frate? Eu mă spăl, sunt curat. De ce să pută, mă, prosop? Mai e și grișobolan, îl știți ăla de culoare aia, grișobolan? Îl miroși la începutul dușului, înainte. Se activează la apă. Deci în momentul în care dai cu apă, bă, zici că te dai cu un șobolan mor pe tine, așa, mai bine nu făceai duș. Și asta sunt momente în cuplu, mai ales acum în preajma sărbătorilor, când se dă la tine, din neant, așa, te vede și o dată face, pân casă, așa, dă nebună. Ce faci tu, ca bărbat? Fugi repede la baie, este? Repede, că nu știi exact, că noi suntem curăței. Nu știi exact care e statutul tău. Te duci la baie repede, te înalți pe chiuvețica aia, poate nu știați ce facem, fetele. În alea 2 minute, te înalți repede pe chiuvețica aia. Da, pe urmă, dai să te ștergi cu același prosop, te gândești tu, bă, sunt prost. Vezi un prosop mic alb. Logic. Da, fetele, ăla de față al vostru. Ăla. Întotdeauna prosopul de față. Pe urmă, veniți la noi și mă întrebați cu ochii aia. Măi, iubire, am ceva pe față mea și nici... Nu știu. Nu de la mine, mă. Și îți face băița aia, da? Când intri, tu o vezi pe aia, vezi spuma aia, vezi petale, o vezi că intre, hai repede că s-a răcit. Bă, noi avem diferențe de temperatură clare. Tu ca bărbat, în momentul în care ai pus prima gambă așa în apă,
efectiv simți cum ți se îți cade carnea de pe gambă. Deci atât de fierbinte ați mâncat vreodată ciorbă rădăuțeană cu fâșii de alea de pui, exact așa. Simți că ți se fuge. Bă, și pe urmă e și penibil, ea stă toată acolo bosunflată, tu stai ca un prost așa, să se mai răcească apa, știi? Nu poți nici să intri, că dacă îți dai seama, intri cu cea mai sensibilă parte. Nu, stai acolo ca prost. Până mă zici, băi, a și umplut. Hai să zic că te bagi în apă. E a și umplut ca dacă pentru ea nu s-a aștepta să intri și tu. E apa, bă, zici că e barajul vidraru când sunt ploile alea. Deci nu, dacă tușești un pic, s-a spart barajul. Ce dragoste, ce nebunie să mai faci. Stai ca prost acolo, îți cer scuze, bă, mamă, nu pot, îmi pare rău. Faci un duș, cur petalele de pe tine. Când faci pasul ăla, îți mai cade o petală așa din... Romantism de nota 10. De asta, dacă îmi permite să vă dau un sfat, mergeți într-un city break. City break înseamnă că te duci să spargi bani în alt oraș din străinătate. Cam asta e. Că te duci, bă, spargi mult. Avionul, cazarea, mâncarea, toate alea. Că acolo costă, nu ca aici. Aici suntem bine. Și românii, oameni deștepți, bă, te obișnuiesc din aeroport. Ați văzut la aeroport, tu mergi cu apa ta de 2 lei, luată din ultima benzinărie, că dacă ți-e sete. Ăia te oprești și zic, nu. Nu treci cu apă. De ce? Se iradiază. Păi și eu nu sunt tot apă, mă, în corp, nu? Că corpul uman e tot apă. Eu nu mă iradez. Haideți că țineți coada. Haideți dinainte. După aia zici că îți dă cu sete, mâncat. Deci te înfigi în primul de la 20 de lei o apă. Aceeași țară, același aeroport. Să te obișnuiască cu... uite, de exemplu, mie îmi place să mă duc în Paris. Mi se pare că Parisul este cel mai... Dar pentru mine e cel mai amenințător oraș din lume. Din două aspecte. Nu prea înțeleg limba. Nu prea. Am făcut multă franceză, dar nu prea. Je veux le fafa, le fafa. Nimic. Și din cauza atentatelor. Și e bine să știi limba. Pentru că eram într-o boulangerie care... Ce aia era? Bă, boulangerie sună cam... Eram într-un boulangerie de ăsta și erau două fete de ale noastre, să vă dați seama ce fel de fete. Că au avut următoarea conversație. Ia uite, fă sub dupule 10 euro. Păi n-a zis, mă, Gianni, că e 50, tot așa ca țară, 10 euro. Mi s-a făcut rușine, fraților. Eu știam că e supă de pui, dar se pare că ele nu. E foarte ciudat. Ideea care? Când te duci în Franța, ea nu se uită în meniu. Ați văzut cum e? Că ea e, bă, e ca o floricică. Suntem în Paris, nebunie, nici nu se uită în meniu. Vreau și eu un croissant, vreau un fresh, vreau apă, vreau... Tu ești ca prost un meniu, așa te uiți, ești nebunit. Tu ce vrei, iubire? Nimic. Păi nu știai că ți-e sete, mi-au o apă. Când te uiți, o apă la 0,212 euro. Bă, te uiți la ea, băi, de pus în ochi. Cum e, bă, cum e posibil să coste atât de mult? Ești nebun la cap. Și totul numai calculez. Ideea e că neștiind limba foarte bine, eu sunt bucureștean, da? Crescut și născut aici. Bineînțeles, am făcut facultatea de actorie și am fost învățat să vorbesc așa frumos. Dar toată viața, deși am fost născut în Tineretului, care e un cartier plin de bătrâni, ironia sorții, în București, la noi așa se vorbea. Prietenei, ce fa tati, ia vină mă, hei. Așa și eu că vorbesc bărbați, înțelegeți? În Franța, la Coz, la Louvre, la aia, aveam niște bărbați în spate care vorbeau numai așa. Je veux le faux, le faux, je veux le faux. Je veux le faux, faux. Băi, am venit cu febră la buci. Fără să-mi dau seama, timp de 3 zile am strâns că nu, bă, simțeam o amenințare aici, tot timpul era, je veux le, în capul meu era, la mine la faux, 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 du-te, bă, de aici, mă, nu băgați așa ceva, mă. Unul știe că atunci vrea să mă atași, zicea, o, la, la, bă, hai, ale. Da, hai, cum? Și a doua amenințare și cea mai nasoală, din punctul meu de vedere, sunt atentatele. Și peste tot unde am fost în Europa, au fost atentate. Și în Bruxelles, și în Londra, și în Paris. Dar, din păcate, nu doresc nimănui. Este cea mai mare atrocitate care se poate întâmpla vreodată. Dar, știți unde au greșit francezii? Ne-au trimis țiganii înapoi. Și nu mă feresc să zic țigani pentru că iubesc, sunt frații mei și alu Connector. E absolut normal. Și știu că CNA-ul a dat ceva un fel de lege că dacă zici țigan într-un sens peiorativ, ai 7.000 de euro amendă. Uite, din momentul ăsta o să vorbesc numai în amenzi. Adică în loc să zic cuvântul ăla, zic 7.000 de euro. Vă dau un exemplu. Eram ieri pe stradă și am văzut 14.000 de euro. Erau... Okay. Deci ne înțelegem, da? Bine. Dar nu erau la fel. Eram... Mamă cu fiu de 10.000 cu 4.000? Înțelegeți, da? E, și francezii unde au greșit? Ne-au trimis milioanele înapoi. Bani negri, așa. E, ai noștri, cât au fost acolo, i-au ferit de atentate. Erau gardienii galaxiei. Ați auzit voi vreodată de un atentat cu bombă la Paris înainte să expulzeze pe ai noștri? N-a existat. De ce? Să vă zic de ce. Al-Qaeda nu s-a gândit. Ai noștri sunt pe străzi, pe acolo. I-ați văzut, da? Cântă, oh, ce frumos. E, nu poți să placezi o valijoară.
Sau să lași nepăzitul rug să cel. Să pui timerul pe 2 minute și să te aștepți al noștri și să-l lase acolo. N-ai cum! De ce noștri-s pe stradă au văzut aia, au zis, opa, arete la formațion. Marcelic, veniți. Au o săgeată, nu cum se zice săgeată în francez? Săgeter, nu contează, săgeter! Veniți. Ia du-te, verifie, tati, că e șmecherie. Ăla să face, îți dai seama, ăla să face că se încalță, că știe că e filmat. Boss, e șmecherie, să moară mama, tică. Bă, ce 2 minute? În 30 de secunde maxim e desfăcut diodă lângă piesă, lângă diodă, pe păturică la talcioc. Înțelegi? Deci îl mai cumpăr arabi odată, mai fac o bombă. Pe urmă, ce s-or fi gândit Al-Qaeda? Au zis, bă, stați un pic. De ce n-avem succes cu astea? Hai să-i păcălim pe proștia, să zicem că le dăm nu știu câte virgine dacă mor, să le punem o centură de aia să se explodeze, da? Ce vorbești, mă? Ce vorbești? Imediat l-au văzut. Era unul cu un parpalac așa mai îndețat. L-au văzut ăștia direct. Ce dracu ăla s-o parpalau? Marcelică, ia du-te. Va fura vreodată un frate țigan, zici că te atinge un înger. Așa a început terapia cu îngeri. Uite așa, a pus mâna pe ăla, tot. I-a scos vesta aia ca o boare. Nici n-a simțit prostul, era tot așa, hap, n-a simțit nimic. S-a dus ca bou acolo la atentate, a fost, ala, ce zice el pe acolo? Și al nostru, păzitorul galaxiei, al nostru era în colțul străzii. Vă aștept un ceas, madame? Care îți dau un ceas, madame? Ce are, doamnă? Bocul de baterii. De ce merge invers? Vine Revelionul. Ia uite, bă, că face dale. Bocul de artifici, bocul de artifici. Și acum să vă zic de ce sunt eu prost. Mai prost decât tot. Ce ai, mă? Băi, stai, mă, să termin și eu un pic. Luăm publicitate sau... Iertă-mă. Hai, să zic de ce sunt eu mai prost. Ca să evit Parisul ăsta de care mi-era foarte, foarte frică, am zis, fii atent, aterizez la Bruxelles și de acolo merg cu mașină. În avion, mi-am dat seama că ăștia în Bruxelles au dat-o chiar în aeroport. Deci eu stăteam panicat în avion și ziceam, Doamne, cât de prost pot să fiu. Doamne, zici că m-am dus în vacanță în Siria. El și cineva, hai mă, du-te în Siria, că e ieftin, e bine, îți iei bilet, nu m-a dus, că nu să știe, las că vezi. Până când mi-am dat seama că zburam cu un low cost, că ați văzut, la o oră, două, nu mai contează cu ce mergi, da? Bă, și când mi-am dat seama că la 4,99€, n-ai ce atentate poți să faci la 4,99€, înțelegi? Adică, maxim, îl văd pe un arab de la cu o pungă de hârtie în aeroport și zică, băi! A speriat? Nu. Păi la banii ăștia. Vă mulțumesc din suflet, oameni buni. Aveți o seară minunată, mă înclin.